Organizat la Giurgiu pentru a promova handbalul feminin. Turneul semifinal al juniorelor 1 a adus spectatori în sala polivalentă, dar nu și oficialitățile orașului, ocupate cu treburi mai importante când vine vorba de orice alt sport decât fotbal. Eu spun, punctul meu de vedere, că s-a făcut o propagandă bună pentru handbalul feminin. Au venit toate oficialitățile de la federație, vorbim de partea feminină, care se ocupă de sectorul feminin, și iar ca o încurunare la tot ce am făcut noi aici, miercuri va fi prezent și președintele Federației Dădu Alexandru. Nici președintele Clubului Sportiv Municipal, Genunan, n-a prea venit pe la sală, deși jurnaliștii ar fi avut nevoie de unele lămuriri cu privire la organizarea turneului. În schimb, a fost prezent două zile la rând președintele Comisiei Centrale de Arbitraj a Federației Române de Handbal. Un turneu cu cel puțin trei echipe bune, care au ce să dea mai departe, fie în ultimul an de juniorat, fie către senioare. Un turneu în care arbitrajele au fost pe planul 2, nu au existat probleme din acest punct de vedere. Una peste alta a fost un turneu de urmărit, o alternativă pentru giurgiuvenii care vor să iasă din casă pe terenurile de sport. Turneul s-a încheiat, iar handbalul feminin va fi prezent iar la Giurgiu, începând cu 5 mai, când după o pauză de o lună se reia campionatul național de handbal feminin al diviziei A.